Salut, prieten! Ce faceți, domnul Toader, comunistul? Ia uitați aici un cadou! Ce faceți, tovarășul Toader? Ce mai faceți, comunismul? Ia uitați ce bine vă stă, nu? Aoleo, comuniștii ăștia! Nu vă retrageți la pensie definitiv, tovarășul comunist! A? Ți-ai naibii de comuniști! Ia uitați! Tudorel Toader, comunistul ordinar! Comunistul ordinar Tudorel Toader, care plânge după acest, după această emblemă. Și îl avem pe domnul, ce faceți, domnule avocat, cu pensia specială? Cum putem scăpa de pensia specială, domnule avocat, fostul ministru al justiției, cel care a conceput pensia specială, tata și mama pensiei speciale. Ce faceți? Cum facem ca să oprim această mizerie pe care ați făcut-o? A? Cum facem? Valeriu Stoica, spuneți-ne și nouă, pensia specială, cum scăpăm de ea, domnul Valeriu Stoica? Cum scăpăm? Nu ne ajutați? A? Pentru că sunteți inițiatorul pensiei speciale. Nu vă e rușine că beneficiați toți de pensie specială, escrocilor. A intrat înăuntru, își așteaptă să îi vină mașina. Tatăl și mama pensiilor speciale, Valeriu Stoica, când a fost ministrul justiției, pe timpul CDR, într-adevăr a făcut și bine, dar cu această pensie specială gândită și-a distrus tot. Ia uitați, i-a venit și mașina. Să vedeți cum iese pensia specială, că îl așteaptă și mașina. Hai pensia specială, hai, hai! Hai tatăl și mama pensiilor speciale! Ia uitați, tata și mama pensiilor speciale! Cât a durat? 9 luni? Ia uitați-l! Ia uitați, pensia specială! Se ai naibii cu pensiile astea ale voastre! Ia uitați! Pensia specială, cu ce mașină merge? De, își permite, că are pensie specială! De, ăștia sunt! Vedeți? Și lumea, 85% din păcate îi apreciază încă. Culmea, tot pe noi ne înjură cei care îi criticăm. Pentru că în România educația este pe ultimul loc. Pentru aceste persoane principala este dăm, te rog. Asta este realitatea.